ce frumos se auzeau păsărelele, dar trebuie să vin eu aici și să vă prezint noul Volkswagen ID3 First, primul, adică primul care a apărut, cel mai lăudat și cel mai bine promis așa de către Volkswagen. Ei au spus că au declarat că mașina asta o să fie un nou simbol al companiei, simbolul de trecere la mașini, de la mașinile normale combustie la mașinile electrice. Au spus că toată lumea își va cumpăra o mașină de genul ăsta pentru că este o mașină pe o platformă nouă, platformă de mașină electrică, o vedeți că are o formă total nouă, cu care eu nu sunt extraordinar de împăcat, dar nu au făcut mașina pentru mine, nu m-au sunat, ceva, îți place? Nu, bine, hai că facem alta, nu, nici de cum. Oamenii au studiat, au făcut studii de piață, au spus că este cel mai greu să construiești o mașină electrică dintr-o mașină care a fost construită pentru a avea motor combustie internă. Au proiectat o caroserie nouă, un șasiu total nou pentru această mașină full electrică, care este noul Volkswagen ID3 First, și au spus că așa cum a fost Cafferul sau Beetle-ul la început când s-a lansat un succes, așa cum Golf 1 a ajuns un icon în toată lumea și au ajuns până la seria 8 și toată lumea și le cumpără și le modifică, așa o să fie și mașina asta în domeniul mașinilor electrice. Noi ne aflăm la un test de o săptămână cu ajutorul colegilor noștri de Automarket. Testul se numește Electric România, unde avem 8 mașini electrice pe care le conducem fiecare în zile diferite și le putem compara. Noi am început cu Volkswagen ID3, destul de sus standardul. În momentul în care am aflat că o să conduc mașina asta, m-am speriat un pic de tehnologie și de tot ceea ce înseamnă butoane. Și știți că mașinile astea sunt super tehnologizate și cu tot felul de chestii pe care pe mine nu mă prind absolut deloc. Și m-am uitat și eu, am văzut, m-am urcat în ea și m-am surprins. Dar până atunci, haideți să vorbim de partea frontală. Așa cum o vedeți aici, foarte închisă și compactă pentru a avea un coeficient de aerodinamicitate cât mai bun. Farurile cu lumini de zi, cu LED, cu cornering și așa mai departe, cum ne-a obișnuit Volkswagen. Facem pauză? Bun. Oricum, motorul diesel în acest habitat face bine, știi, pe filmare. Eu mă uit acolo și e un peisaj superb. Au venit și trei golani. Ce faceți, mă, băieți? Vă luați de trei? Vă luați de trei toți trei? Băi, ce băi? Hai, gata, raus. Gata. Gata publicitatea. Figurați afară. Nu? Băi, plecați, mă, de aici. Hai. Avem de filmat. Da. Bun, și spuneam de partea frontală. Are aici o grilă de aerisire care nu este falsă. Foarte mult orientat către un mers cât mai lin. Mașina nu produce zgomot în mers. Este foarte confortabilă. Mergem și la partea laterală, dacă vrea Marius. Dacă faceți un pic excepție de sticăre, vine în două culori, argintiu cu un gri carbon, cu acolo designul colantat, mă gândesc că e designul ăsta aici, da? Jantele pe 19, am mers cu mașina și vă spun, n-am avut niciodată senzația că merg cu o mașină cu jante pe 19, foarte bine amortizează, foarte bine simte drumul. Sub nicio formă nu au fost un impediment. Am mai avut discuții cu colegii aici și lumea îmi spunea, domnule, mașina asta are tamburi pe spate, domnule, în 2020 nu se poate așa ceva. Eu vă spun că se poate și atunci când o mașină de 200 de cai electrică frânează perfect, plus că ne ajută foarte tare și frâna aceea de motor, discurile pe spate nu sunt neapărat necesare, mai ales că nu este o mașină cu valențe sportive, chiar dacă reușește să ajungă la 100 de km la oră de la 0 în 7,3 secunde. Are undeva la 204 cai, e mai mult decât suficient. Mergem la portbagajul care are 363 de litri, sper că am reținut. Dacă nu, oricum o să apară fișa deschiderea clasică din emblemă, cu posibilitatea rabatării banchetei spate. Dacă toate mașinile erau electrice, noi puteam să filmăm acum fără nicio problemă. Bine, și câinii dacă erau electrice, eu prea mult, îți dai seama. Se aude ventilația sau nu știu ce. Se întâmplă ceva aici. Oprește chem. Dar nu vreau să plec, vreau să mă opresc. Goodbye. Ok. Merge clima. Păi, dă-i tu. Asta cu, da, off, da.
asta cu mașinile electrice, jur că n-am prins-o până acum. Le oprești, ele încă mai merg, mai au farurile, mai merge clima. Probabil că fiecare mașină își, înainte de a fi oprită, își face toate lucrurile, își pune toate lucrurile în ordine înainte de a se culca, nu lasă dezordine în cameră și își pregătește bateria, probabil, și așa, diverse operațiuni din astea foarte complicate din punctul meu de vedere. Tot ceea ce ține de electric mă depășește total, dar, repet, m-am urcat cu frică în mașina asta pentru că v-am spus, nu sunt fan touchscreen și tot felul de nebunii, de setări și așa mai departe. Și m-am urcat, m-am pus la volan și am rămas un pic șocat. Alb, volanul alb. Băi, alb. Bă, nu pot să spun că mi-a displăcut la condus sau în mers m-a deranjat în vreun fel. Absolut deloc. M-am gândit doar cât de practică este această opțiune. Am înțeles că se poate comanda mașina și cu volanul negru, deci nu e nicio problemă. În România putem să trăim liniștiți. Avem aici pe fața de ușă butoanele pentru geamurile electrice față, culmea, și am zis, bă, dar n-are mașina asta patru ruși, cum le deschid pe alea din spate? Foarte simplu, avem aici un buton cu touchscreen sau tactil, pe care îl selectăm, scrie rear, selectăm rear-ul și putem să deschidem geamurile din spate, după care tot așa pentru față, reglajul oglinzilor, blocajul geamurilor electrice, luminile sunt comandate aici de pe planșa de bord, aproape în locul comutatorului luminilor normale, tot cu butoane din astea tactile, în care în momentul în care le atingi simți o mică vibrație și un zgomot în boxe. La fel și pe volan, avem butoanele volanului multifuncțional care sunt tot cu tactil sau cu touchscreen și cu vibrație la apăsare. Display-ul bordului cu maneta schimbătorului de viteze pus aici. Am căutat-o pe drum, am tot căutat-o. E inspirată de la un model cu același nume aproape și din clasa premium, dar na, nu ne deranjează, se reglează odată cu volanul pe înălțime și adâncime și acest mic display unde avem toate informațiile navigației și viteză, range, consum. Acum ne aflăm la un range de 234 de kilometri pentru ziua de astăzi, dar oricum mașina se mai încarcă. Nu mai am aici, mi-au dispărut datele, în sfârșit s-a resetat totul pentru că s-a schimbat mașina, adică se schimbă șoferul. Avem pe acest display butoanele pentru parcare, climă, asistenții de mers, lane assist, pilot automat, senzor de parcare, moduri de condus, mașina vine cu 4 moduri de condus, eco, confort, sport și individual. Scaunele încălzite se butonează tot de aici, nu avem butoane în jurul nostru, nu avem nimic aici, nu avem un schimbător, foarte multe spații de depozitare pentru telefon, pentru cartelă, pentru copil, pentru bași copilul aici, nu nimic anormal. Torpedoul la fel de încăpături cum ne-a obișnuit Volkswagen în clasa Golf, ca să spun așa, pentru că mașina în interior este din clasa Golfului, este super confortabilă la drum, nu am simțit nicio secundă că mă aflu într-o mașină electrică decât în momentul în care navigația mi-a spus să fac dreapta și o lumină mi-a trecut prin baza parabrizului și am zis, băi, tu ești nebun, băi, ai văzut și tu asta, eram cu un băiat în dreapta, echipajul meu, adică cu echipierul. Și spun, tu ai văzut că au trecut extratereștri prin parbriz. Da, aici la baza parbrizului mai avem o lumină care ne ajută să ne orientăm în spațiu. Eu m-am speriat pentru prima apariție. Mare chestie și șmecherie, luminile din interior sunt tot cu touchscreen. Se aprind la apăsarea, adică la atingerea display-ului și se și aude zgomotul în boxe. Ceea ce mi se pare foarte mișto, pentru că atenția la detalii este foarte bună. Materialele sunt piele întoarsă ceva cu, nu știu ce, plușul ăsta, dar arată foarte bine. Mânerele de autobuz, toată lumea le-a condamnat și a zis, vai, ce oribile sunt astea aici, eu vă spun că or fi ele oribile, dar sunt foarte confortabile. Se pot regla în aproape orice poziție, adică poți să stai cum vrei tu, e foarte greu să nu-ți găsești poziția armrestului aici și pe lângă chestia asta nu mai există acea ceartă de cotieră, știi, te-ai pus la mine, nu te-ai pus, fiecare cu a lui, frate, și mi se pare foarte corect. Haideți repede, pentru că nu avem foarte mult timp, să vă arăt și cum stăm în spate. Mare atenție, eu aici stau mega confortabil, adică nu se pune problema, stau senzațional.
n-am ce să comentez. La partea din spate a scaunului meu. Ce-am făcut? Da. La partea aia din spate, în spatele scaunului meu, stau bine. Am loc pentru cap. Am armrest aici pe fața de ușă. Am cotiera. Două persoane adulte la 1,80 m stau foarte bine aici în spate pentru un drum de 420 de km, cât ar fi range-ul Volkswagen-ului ID3. Noi până acum, în prima zi, am reușit un range de 370 de km, atât ne-a arătat mașina, dar poate este nou, poate se mai rodeze, poate n-am încărcat-o noi suficient, poate n-am încărcat-o cum trebuie și așa mai departe. În spate luminile sunt la fel. Cu touch, testul pentru mașină bună. Ok, avem acces și în portbagaj de aici, atunci când tu ți-ai pus sticks-urile acolo și iubita ta și-a adus aminte că vrea să ronțe ceva, sau poate ai schiuri de transportat cu tine la distracție. Nu pot să spun că îmi displace combinația de culori, dar mă gândesc la ce se întâmplă cu mașina asta în România și utilizarea ei zilnică, volanul ăsta alb. Dar mi-a plăcut foarte tare în interior, poziția la volan și vizibilitatea de la volan este extraordinară, cu parbrizul ăsta înclinat și cu geamurile astea în fața oglinzilor și cu oglinzile puse ca și la golf pe fețele de uși, nu mai vin aici pe rama geamului, vizibilitatea este extraordinară. Se conduce foarte ușor, n-are... Nu știu, nu simți că ești într-o mașină electrică, prin simplu fapt că este silențioasă, să zicem că îți dă de gândit, dar, uite, de exemplu, la viteza de 80 de km la oră, mașina se conduce ca o mașină normală, nu simți în direcție, nu simți în frânare, nu simți în accelerare că mașina este o mașină electrică. Accelerează foarte bine, viteza maximă este de 160 de km la oră, limitată electronic, mașina dispune undeva de 204 cai, declară oamenii, iar 0-100 în varianta asta de echipare se poate atinge în 7,3 secunde. Noi n-am încercat chestia asta, dar cert este că mașina până la 100 de km la oră te lipește cu capul de tetieră foarte ușor. Am încercat reprizele de la 100 de km la oră și vă spun că în prima fază, pe autostrada noastră din Germania, unde limita de viteză nu există, am ajuns la 165 de km la oră și zic, ce se întâmplă, ești nebun, de ce nu mai merge, că ea până la 165 acolo a tras liniar, exemplar, fără nicio problemă, nu înțelegeam de ce m-am oprit. După am realizat că mașina este limitată electronic la 160 de km la oră. Butoanele pentru lumini, pentru dezaburire și funcția de automat este aici pe bord, așa cum o aveam la Volkswagen prin acel robinet. Aici avem cu niște butoane touchscreen. Comenzile pentru geamurile electrice mă distrează foarte tare, pentru că am pus doar două butoane pentru geamuri, iar dacă vrei să deschizi butoanele din spate, trebuie să selectezi al treilea buton pe care scrie rear, îl apeși, tot tactil sau touchscreen, nu știu cum vreți să-i spuneți, și selectăm să deschidem din aceleași două butoane geamurile de pe spate. Asta m-a distrat, mi s-a părut interesantă. Iarăși interesante mi se par aceste armrest-uri pe care noi, pentru că suntem și hateri, vă dați seama, aici plin de jurnaliști, nu e cazul meu, plin de jurnaliști care au văzut mașinile, vă dați seama, pe, a, ce e astea de autobuz aici, aici ne vom vabut, da, de autobuz, ha, ha, bine, era un zoie, îți dai seama cât aia comentau, dar nu asta contează. Ideea este că reglajul lor este foarte fin, adică se pot regla aproape în orice poziție și este aproape imposibil să nu-ți găsești o poziție foarte confortabilă. Armrest-ul este îmbrăcat în piele, aici pe fața de ușă am ăsta, armrest-ul ăsta de autobuz, deci stau foarte confortabil. Schimbă ăsta maneta pentru semnalizat, schimbat lumina de drum cu faza de întâlnire. Te-a plăcut asta? Asta e daia din pătrânci. Adică fază scurtă cu fază lungă, mă băieți, să nu vă bag în ceață. Noi de când am încărcat, am mers 27 de km cu viteza de 46 de km la oră, viteza medie, în 36 de minute și consumăm în momentul de față 14,7 kW la 100 de km.
am zis bine, frate, kilovați? Kilovați pe oră? Da, corect. Pe H-ul la mic, l-am văzut, este H-mut, vorba aceea. Așa, bun, nu mă pricep eu cu curentul, v-am zis. 14-6 l-a dus spre Brașov, a reușit și un 18, parcă. 18-19. 18-19 consum, dar pot să spun că ne-am comparat cu e-tronul un pic și nu ne-am făcut de râs. Ne-am făcut de râs? Nu ne-am făcut de râs. Nici vorbă. Nici vorbă. Așa. Am mers cu mașina în condiții normale și cam ăla a fost consumul. Acum ne îndreptăm dinspre Brașov spre Balvanioș și avem consumul de 14,6. Se vede ce se mai întâmplă pe parcurs. Mașina este foarte spațioasă în interior. Cei de la Volkswagen declară că este o mașină. Please turn left in 600 meters onto the DN12 towards speed 2 Gyugi. Adică la Kikinș facem stânga. Voi știți de ce zic Kikinș, că noi făceam evenimente aici mai de mult. Le găsiți pe YouTube dacă vreți. Accelerația de la 80 la 110. Atât am durat. Și răspunde, adică mă așteptam ca fiind o mașină electrică de la 80, 100, 110 km la oră, ea să se mai moaie puțin, să nu mai răspundă atât de bine la viteză, să răspundă foarte bine la plecările de pe loc și la viteze mici. E, uite că n-am avut dreptate și că mașina se mișcă super natural la aceste viteze, curbe, nu se simte că ar fi grea, că ar fi dezechilibrată, că merge perfect, absolut perfect. Între timp noi ne deplasăm cu această mașină electrică spre Balvanioș, fără niciun fel de problemă sau de grijă. Grija de autonomie care este de 306 km sau grija de consum sau grija de nu știu de ce, că mașina merge impecabil. Spuneam că nu prea am ce să-i reproșez, oricât mi-aș dori, nu găsesc defecte decât simplu fapt că mașina nu este dotată cu brichetă, deci nu pot să-mi încarc telefonul cu adaptorul meu clasic de brichetă. În schimb are 4 porturi de mini USB unde poți să-ți bagi cablul și să-ți încarci telefonul. Iarăși vreau să mă leg de faptul că plasticul pe partea superioară a fețelor de uși putea să fie dintr-un material mai prietenos și să nu trebuiască să împilesc unghiile pe el de fiecare dată când îmi tai unghiile. Puteau să fie mai multe lucruri, dar nu, oricât de cârcotaș aș fi, mă leg doar de volanul alb, care este clar foarte greu de reținut și de ținut această culoare frumoasă. Nu pot să spun că mă deranjează. Dar da, n-am ce să reproșez. Accelerație piu, 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 piu. 7300, am mai zis. Asta e sunetul de Jetsons. Pi, 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 pi. Adică mașina electrică așa accelerează. Nu produc alte sunete. Dar de asta spun, nu te faci de râs. Mașina merge bine, răspunde bine la comenzi. Direcția, frâna, accelerația, totul este așa cum ar trebui să fie la orice mașină. Normal și ușor de folosit, fără să îți facă nimic. Mai mult sunt cărcotat și spun că mă deranjează cupla. Eu plec de pe loc și apăs prea tare pe pedală, bam, mă trezesc cu capul de tetieră, știi? Dar asta e tot o cărcoteală de-a mea. N-am ce și cât să mai cărcotesc. Vorbeam de schimbătorul ăsta care nu prea se vede de volan. Încerc să vi-l arăt așa cum se poate. Și spuneam că este împrumutat așa o mică idee sau inspirat, așa să zicem, de la o marcă mai premium care a făcut o mașină care aduce ca și nume cu acest Volkswagen ID3. Repet, sunt cărcotaș. În rest, totul funcționează perfect. Touchscreen-ul, camera, video, nici nu are rost, adică nici nu pot să vă explic cât de bine se vede camera de mers înapoi pe display-ul ăsta. Nici n-are rost să vă explic. Adică asta e accelerația la 54 de km la oră. Bine, Porsche-le nu accelerează, Porsche-le merge normal. Noi ne chinuim să-l ajungem. În sfârșit, e în altă clasă, alt preț, altă ligă, ca să zic așa, nu ne
comparăm. Da, na, știi cum e, vezi un Porsche, aaa, mă dau și eu cu el, iar trebuie. Acesta a fost review-ul, l-am făcut pe repede înainte și foarte de dimineață, pentru că doar așa am reușit să prindem mașina. Voi știți că este foarte căutată mașina asta, abia a apărut și toată lumea vrea să meargă cu ea, toată lumea vrea să vorbească despre ea. Le mulțumesc colegilor de la Automarket pentru că ne-au dat mașina să o filmăm și să vă prezentăm și pentru că ne-au invitat la acest tur electric de 7 zile, unde mai învățăm și noi lucruri despre aceste mașini electrice. Probabil vă întrebați de preț. Prețul de plecare pentru această mașină este undeva la 37.500 în varianta Basic. Aici avem o variantă un pic upgradată. Volkswagen a declarat că va veni cu 3 variante de baterie, cu 3 prețuri diferite, cu range-uri diferite și va mai apărea și o variantă ceva mai slab echipată, probabil doar de oraș, unde să fie mai ieftină de 35.000. Probabil. Vom vedea. Ce pot să vă spun este că am rămas uimit în urma calculelor. Poate că sunt greșite, habar n-am, aici vă las să mă corectați în comentarii. Noi am consumat ieri de la București la Brașov, făcând undeva la 4 ore și jumătate, că am tot stat în coadă și am și testat mașina la un moment dat pe autostrada aia din Germania, pe care noi avem fără limită de viteză, și la 165 de km la oră am zis, bă, ce se întâmplă, de ce nu mai merge? Ea este limitată electronic la 160, probabil din cauza bateriilor și așa mai departe, dar asta vreau să vă spun, că am condus-o și sportiv și normal și am stat și în trafic, iar calculul făcut în bani pentru încărcarea mașinii a fost de 6 lei. Adică atât ne-a costat pe noi să venim de la București la Brașov. Dacă vi s-a părut interesant, util, este foarte important să ne dați subscribe, să vă abonați, ca de fiecare dată când noi postăm ceva pe voi să vă notifice, și să dați like sau dislike dacă nu v-a plăcut clipul. E foarte simplu, noi așa ne dăm seama dacă trebuie să mă bărbiresc, să vorbesc mai puțin, mai tare, mai încet, să-l pun pe Mario să prezinte, să filmez eu, să vedem cum e formatul perfect pentru voi. Gata, mă, fiu. Follow the E574 to Wolfsbacher. Lasă-mă că vorbește frumos, are așa accent fata asta frumos. Ne zici că mă simt ca în Anglia, noroc că n-am și volan cu partea greșită, că și așa e alb, e suficient că e alb. Na, e mai în temă cu curentul. Please take the second exit and continue to follow the E574 towards Baku. Așa fac, la Baku mă duc. Da, asta este partea de interior și asta este ce pot eu să vă povestesc așa despre feeling-ul mașinii. V-am spus, nu se simte că ar fi I am following. It's no problem. Avem în față chiar un Golf. N-a făcut tătătăt, să moară Franța aici, nu e bun. N-a făcut tătătăt. Na, nici n-am filmat, ești nebun. Tot ce am vorbit n-am filmat, filmez acum. Bine.